seara și bun găsit la analiză finală. În această seară, invitatul meu este domnul Radu Voina, vicepreședinte al Ligii Sindicatelor Minere Valea Jiului. Bună seara și bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noștri din Valea Jiului și la mulți ani! Vreau să abordez cu domnul Voina niște subiecte din lumea sindicală. Dânsul cunoaște o grămadă de subtilități, ca să le spun așa, ce s-a întâmplat în ultima vreme, în ultimii ani. Dar înainte de asta aș vrea să vă întreb așa ca o opinie despre ce credeți că se întâmplă în stradă în aceste zile, având în vedere că până la acest moment sindicatele totuși nu au fost implicate în mod direct, adică, eu știu, pe față cu meeting-uri, cu marșuri, cu apelul la solidaritate și chestii de astea, eu știu, fluierici, cum am mai văzut odată pe aici, acum Petroșan, prin față pe la CNH, chestii de genul ăsta. Pot să vă dau o părere avizată. Acum vin dintre oamenii din fața, acum vin. Deci acum, la emisiune, am venit direct dintre oamenii din fața primăriei Petroșani. Dar acolo ați mers așa, probabil, ca particular, așa. Da, domnule, în 89 la Revoluție, tot ca particular m-am dus în 90, în 91, tot ca particular m-am dus în 97, tot ca particular m-am dus în 99, tot ca particular m-am dus, am și eu, ca orice cetățean al României, mulțumirile și nemulțumirile mele. Nu m-am dus nici că mă cheamă Radu Voina sindicalistul, nici de președinte de vulturi, nici de vicepreședinte de ligă. M-am dus eu, Radu Voina, cetățeanul Văii Jiului și cetățeanul României. Și ce se întâmplă acolo la ora, ce era la ora la care... Când am plecat, eu erau peste 150 de oameni adunați în fața primăriei și se anunțaseră vulcăneni, petrileni, uricăneni, că vin, de fapt începuse să vină un prim lot de la uricani cu steagurile uricanului și credeți-ne că a fost o întâmpinare plăcută. Și-o fi pățit pe ăsta acum, dacă vin oamenii ăștia, îl mai primesc ăștia pe Buhescu la PDL, dacă vin oameni din Uricani să... Dar cine-i Buhescu? Unul de pe la Uricani, de fapt. Primarul din Uricani, da, mă scuzați, un lipsus de memorie pentru moment. Lapsus. Nu, nu a fost lipsus de data asta. Știu, și eu mai folosesc câteodată cel mai bă, uite ăsta, dar de fapt așa a rămas. Dănuț Buhăescu. Dănuț Buhăescu a fost o mare speranță a politicii de Uricani. Și dumneavoastră știți foarte bine. A rămas aceeași speranță, poate rămâne. Și a fost un om care chiar a fost dorit de populație. Faptul că pe parcurs a dezamăgit, asta nu mai e problema mea și nu sunt analist politic. Bun, ziceam așa doar ca fapt divers. Deci oamenii s-au adunat în față. Ce ziceți de ce se întâmplă pe la București și în alte orașe mari? Credeți-mă, regret pe Miron că nu e aici. Punct. Rămânem doar atât la... Da. Am văzut acum, chiar astăzi, o declarație a ministrului de externe. Da, avem ministrul de externe, mă iertați. Mă rog, e așa scrie el în cartea de muncă. Și era ceva de genul că iarăși cu minerii, iară cu aia ne-a făcut în tot felul. Nu știu ce voia cu minerii. Dom'le, când e ceva, un pic de mișcare, ca gata minerii. Bă, lasă, dom'le, poate și pe aia, săracii, că-i vai de capul lor. Hai repede să sară cu gura pe... Dar nu găsesc altă comparație. Domnule Andrei Vlad, să ne aducem aminte de declarația politică a anilor 99, ultima mineriadă frumoasă făcută de ei noștri, cea adevărată, nu cea de la Stoienești. Când mai mari puteri au declarat după un an sau doi, aveam nevoie de aceste mișcări pentru că trebuia să vină femeiul să impresionăm. Nu vi se pare o coincidență provocarea jandarmilor în București? Și anunțul de astăzi al femeiului că nu mai vine în România. Nu se vi se pare că e ceva ciudat? Bine, asta la nivel să nu uităm că Măgureanu este membru PDL. Nu partidul lui ăla frumos cu arcul, cu săgeata, a fuzionat Măgureanu cu PDL. Măgureanu care a fost și pe la șeful seriului după... Asta Loș, parcă-l chema. Român. Bine, dar și-a schimbat și... Mă rog, asta n-are importanță. O fi... Da, de individul ăla e vorba. Că aparține și de... Aceea strategie se practică. NKVD și de GRU și de KGB și de... Pentru că dincolo de nemulțumirile reale ale oamenilor care au ieșit în stradă pe fondul unor nemulțumiri reale, pentru că e greu să treci într-o tranziție, să nu mai ai, să ți se ia ce ai avut, să ți se înjumătățească, să... reformele... Care, hai să recunoaștem, unele trebuiau făcute. Ok, zice, domnule, ți s-a luat ce ai avut. Am văzut că la greci li s-a luat al 14-lea la salar, al 13-lea la salar, li s-a luat sau ceva de genul ăsta. Deci ei au avut de ce să le ia. Domnule, dar la noi ce s-a luat? La noi la mineri... 200 de euro s-a luat... Sau la noi la mineri s-a luat al 12-lea și al 11-lea salarul. Și al 11-lea? Da. Păi prin drepturile care le-au pierdut în cele două contracte colective consecutive semnate de savanții de la Centrala Minieră Meridian, conduse de doctor în sindicalism Nica Petre,
au reușit să trântească de pământ orice înseamnă drept al minerilor. Au ajuns să fie negri pe plantație cu botniță și n-au voie să cărie nimic. N-aș fi crezut că minerii o să ajungă vreodată așa. Nicio, dar, credeți-mă, nicio. Minerii Băii Jiului au schimbat guverne, minerii Băii Jiului au săpat munții ăștia, nu s-au temut de moarte, se tem de un bebe, nici de un director general. Probabil că nu mai sunt aceiași mineri care erau. Scuzați-mă, sunt aceiași. La pensie. Sau luptătorii au plecat și au rămas cei care și-au văzut de treabă prin anexele sectoarelor. Nu știu, asta puteți să spuneți dumneavoastră ca... Păi dacă ne uităm strict istoria sindicală a Băii Jiului. Primarul Pelealigii de la Lupeni. Prima trădare a minerilor de la Lupeni. Ultima trădare... Asta stați puțin de la Lupeni, nu așa. Prima rupere a Ligii... Nu, de la mina Lupeni, nu de la Lupeni. De la mina Lupeni, să specific. În 97, trădarea minerilor a pornit de la Lupeni și de la Paroșeni. Cum trădarea? Simplu. Beja, omul creat de servicii și scos în față ulterior, a fost sprijinit, printre alții, de către Trandafir, liderul de la Lupeni. Și așa au ajuns minerii să plece cu zecile de mii din servici pentru un salar compensatoriu sau o mână de salarii compensatorii care imediat au intrat în inflație și s-au ales cu nimic, cu praful de pe tobă. Aceeași chestie s-a făcut ulterior cu... Măcar aia au primit, dar ăștia de acum n-au mai primit nici banii care s-au... Da, cu care s-au iertați-mă, Zorila Catoș a spus cu 3 luni înainte, nu plecați că nu sunt bani. Andrei Vlad în presă spune, nu plecați că nu sunt bani, e clapa. Radu Voina iasă spune, nu sunt bani, nu plecați. Jujan Constantin, directorul companiei, și cu onor savantul Nica Petre tras cu cheița de Jurca Adrian și de Temneanu. Nu, domnule, plecați, garantăm noi. Pentru ca ieri să meargă să-i sfideze pe acei oameni care stau în fața CNH-ului în greva foamei să le spună, dracu v-a pus să plecați. Pe noi nu ne mai interesează. Domnule, dracu vă ține. A folosit cuvinte de astea? Da, oamenii sunt supărați pentru că au fost sfidați. Eu am văzut acum, o să intru mai în istoria asta noastră în materie de sindicat, că sunteți vechi în povestea asta și ați fost și într-o parte și în cealaltă, ca așa e în minerit, la fel ca și în presă, la fel ca și în politică, la fel ca în tenis, nu? Avantaj serviciu. Dar... Cum s-a ajuns de nu primesc oamenii banii care ar fi trebuit să-i primească? Vorbiți de disponibilizații? Da, disponibilizații, nu salarii, eu știu dacă s-au dat până acum. Din dorința de a da bine la conducerea ministerului, s-a creat un proiect prin care s-a oferit CNH-ul să mai disponibilizeze 900 de oameni. De fapt, era vorba de 600. Bine, am înțeles că era totuși programat din timp. Nu, a fost prima ordonanță, a fost programată, într-adevăr. A doua n-a mai fost. Și pentru a da bine la imagine, și aș păstra, probabil, o fi fost strâns cu ușa, s-o fi îndrăgostit foarte mult de scaunul acela de director general și a venit cu această variantă, care, curios, a fost îmbrățișată de niște țuțări. Pentru că nu le pot explica, nu le pot da alt apelativ. Țuțări. S-au învârtit în jurul puterii sindicale, au pupat acolo unde trebuia pupat și unde nu trebuia pupat. Au lins acolo unde nici câinele nu linge. Au acceptat compromisul de a trăda oamenii, de a trăda acei amărâți 9.000 de oameni care mai lucrau în CNH, pentru a se vedea și ei odată semnatari ca președința unui contract colectiv de muncă, indiferent de faptul că oamenii ăștia și-au pierdut drepturile. Au ajuns să lucreze 12 luni și să ia în 12 luni salarii pe 10 luni. Caurile sunt la pământ, producția e la pământ, drepturile sunt la pământ. Ata mai au dreptul să vină la servici. Dacă nu e chiar obligație deja. Dreptul lor este să intre sub pământ, de fapt. Restul toate sunt la pământ. Este obligație. Să îndrăznești să zici că nu mai vii la servici. Că vine și te ia de acasă cu forța, pentru că au nevoie de cotizație. Gândiți-vă, au datorii în bănci, domnii președinți de sindicat, acești montaniarzi. Gândiți-vă, la unul i-o luat casa, la altii dator în toate părțile, pentru că e cartofor. Alalalt are nevoie să-și dezvolte afacerea din straja. Au nevoie de bani la acest sindicat, Muntele. Să te pună naiba să pleci de cumva din sindicat. Sau să îndrăznești să nu vii, când mai rămâi fără servici. Și totul cu țuțării care sunt pe funcții, dar nu cei din funcțiile înalte, că ăsta e paradoxul. Că am văzut director cu demnitate, dar lângă ei care aspiră la scaunele de director, sunt stare să facă orice. Oricum,
chiar și președintele Băsescu i-a lăudat pe mineri care au înțeles, eu știu, aceste lucruri care s-au întâmplat, să-și piardă locurile de muncă, ceea ce nu se poate spune despre intelectuali care n-au înțeles. Cu ei e mult mai greu să lucrezi, să le explici că trebuie să închide spitalele, să se închidă școlile, să privatizeze, eu știu ce, să privatizeze sănătatea, sunt să mult mai greu de convins. Înțeleg că domnul Băsescu s-a întors împotriva intelectualilor care datorită lor a ajuns președinte? Pentru că mi-aduc aminte în 2004 campania a fost campania cea mai puternică în favoarea domnului Băsescu a fost din partea intelectualilor din România. Sau m-am sclerozat eu? Bine, nu știu dacă s-au dus prea mulți intelectuali să voteze, că s-au dus și... Nu, dar au influențat foarte mult. Și credeți-mă, am fost unul dintre susținătorii lui Băsescu. Da? Da. Eu în 2004 deci, eram student la București și nu mi se dea voie să votez. Am făcut un meeting acolo ca să mi se dea voie să votez fiind la București. Am văzut că la București, la Facultatea de Drept, au votat 1700 de studenți. Și pe noi, și cei din sectorul 6, ne-au mutat lângă... Au votat și la Paris au votat vreo 3000 și ceva în același timp. Deci aia care au fost plecați la Paris, băieții care au venit aici cu 200 de euro, 400 cât le-a dat guvernul francez. După au plecat înapoi și erau venit și erau plecat. Știu mai bine să scrie CNP-ul și declarația aia... Normal, trebuie să dai o declarație ca să votezi în altă secție decât aia în care erai tu arondat, decât studenții. Deci, cred că avea dreptate domnul președinte când spunea că școala românească scoate idioți, ceva de genul ăsta. Tu nu, Andrei Vlad, la trei n-ai făcut școala românească? Eu am făcut, dar era pe vremuri, atunci nu scotea, dar acum scoate. Dom'le, dar acum să mai face școala? Nu știu. Haideți să vedem cum e cu sindicatele astea, că noi divagăm. Nu ați fost un adept al lui Zoltan Lakatos. Trebuie să spun că LSMVJ la această oră și de câțiva ani de zile înseamnă Zoltan Lakatos. Bine, la un anumit moment însemna Zoltan Lakatos plus încă 9 negri mititei care erau pe acolo și apăreau pe la diferite emisiuni să spună că ce scriu eu prin ziar nu e adevărat, că 5,8 la mie ei n-au luat, că ei nu se plimbă pe banii minerilor, nu beneficiază de tot felul de avantaje, dar mă rog, acea vreme. Lumea a văzut, vremea a dovedit că aveam dreptate. La vremea aia cu 5,8 la mie erați alături de Zoli când? 5,8 la mie din fondul de salarii al minerilor. Vremea aia însemnând anii 2009-2010? 2008-2009-2010. 2009-2010 eu eram președintele executiv al Federației Naționale a Muncii, membru în Consiliul Național al Confederației Meridiană. Împreună cu noastră am fost unul dintre contestatarii acelui articol referitor la 5,9 la mie, cum era el. Chiar am depus o adresă către Direcția de Muncă, în timp ce dumneavoastră ai trimis-o către Curtea de Conturi. Problema nu este de acel 5,9 la mie. Problema este în felul următor. Am avut plăcerea să particip la negocierea contractului colectiv de muncă în 2010. Și eu aveam o părere foarte urâtă despre Zoli. De altfel știți că și dumneavoastră, la dumneavoastră am apelat și ceilalți colegi din presă. Pentru mine Zoltan Lakatos era într-o chiepare a răului, a trădării minerilor, a trădării sindicale și făceam tot ce este posibil. Chiar credeam acest lucru. Făceam tot ce e posibil să-l opresc. Era răul suprem. Și am avut un șoc, o revelație în timpul negocierilor când s-a pus problema pierderii unor drepturi ale salariaților contra pierderea unor drepturi a liderilor sindicali de la acea vreme, de la Temneanu, care era cu tovarășul Condescu, finul lui Condescu, Liga Sindicatelor Miniere cu Nica prin vicepreședinte, și atunci am avut un șoc când Lakatos a zis nu, mai bine renunțăm noi la drepturile noastre și oamenii nu pierd nimic. La care marele apărător al minerilor de astăzi, Nica Petre, mă doare în 14 de oameni, eu trebuie să trăiesc bine. Și am avut un șoc și mi-am realizat că de fapt Baubau nu era Zoltan Lakatos. Și m-am convins ulterior că am avut dreptate când am văzut că acești trădători, acești 9 negri mititei, de fapt erau niște ciolănari. Uitați-vă, de la vest la est. Păi, dar se vede foarte simplu. Cât a avut Lakatos, ciolanul, la dispoziție? A fost alături de el trup și suflet. Și nu gratis, credeți-mă. La Mamaia, la Miami, la unde a umblat. Păi cum gratis?
Păi e vorba nu de vorbeam 30, de țățării ăștia. 30 de miliarde. Curtea de conturi a stabilit că 30 de miliarde s-au prăduit în vreo 2 ani. Și credeți-mă că nu i-a prăduit la Catoș. Și... La Liga Sindicatelor Miniere nu se ia nicio decizie fără decizia Biroului Executiv sau Consiliului de Coordonare. Au prăduit împreună toți. Credeți-mă că mă îndoiesc. Eu am văzut cum se proceda. Eu i-am prins pe țuțării ăștia la Ligă, în care veneau și spuneau, avem votul majoritar. Se aplică. Credeți-mă. Eu nu-l văd pe Lacator să fie omul păcătos. Le-am văzut din interior. Nu, am fost acolo, domnul Andrei Vlad. Băia bună, acum o fi devenit. Eu, nu, nu. Trăite de mine când erau țuțării ăștia acolo, la Ligă. La acea vreme când am mi-a adus mie pisica niște documente, eu sunt un tip... Amintiri iubitor din viitor, de animale, da. Și la mine ușa e întotdeauna la scară deschisă și intră pisica și îmi lasă pe preșul de la ușă și mi-a lăsat atunci niște documente, nu mai știu, sau l-am găsit pe o bancă în parc. Și de acolo reieșe așa, pac, ia să vedem. Deplasare la Madrid, la Catoș, 120 despre de milioane. Despre asta nu pot vorbi pentru că n-am fost acolo. Alea. Partidă de pescuit, Mina Lupeni, râme de 90 de milioane, Mina Paroșeni, era la un moment dat pe o baltă aici undeva în sud, pe la Pinoltenia, pe lângă... Craiova, pe acolo e o baltă, cred că era câteva sute de mineri erau acolo pe balta aia, după cum reieșea din documente. Deci Lupeniu și Paroșeniu, acei oameni fericiți care acum sunt conducătorii muntelui. Deci erau de la Lupeniu și Paroșeniu, cred că erau unul lângă altul pe baltă ca să prindă, eu știu, doi pești, eu știu, doi... E tragic când oamenii nu vor decât bani pe sute de milioane. Bun, s-a terminat cu aceea, spunea că nu e marea problemă 5 lob la mie, care până la urmă s-a concretizat în câteva zeci de miliarde. 30 și ceva, 33 a stabilit curtea este de conturi. Este un subiect asupra care eu nu mă pot pronunța pentru că n-am fost din acolo. Din punctul meu de vedere este o mare problemă. Pentru că dacă au beneficiat de acei bani liderii de sindicat, ei trebuia să-i folosească pentru a menține în continuare mineritul în Valea Jiului, drepturile minerilor. Ei, dacă, asta e părerea mea. Ei din 33 de miliarde cât au prăduit mai mult, dar atât a zis curtea de conturi că e ilegal. Putea să iau 100 de mineri. Instanța s-a pronunțat ulterior și a spus că este legal. Închiderea este o trădere definitivă și revocabilă care arăta că este legal. Vă spun eu cum ești. Instanța de la Alba Iulia, că la Deva a zis că au furat. Dar este definitivă și revocabilă. Da, dar n-a fost împotriva liderilor de sindicat. Liderii de sindicat au prăduit bine. Bunica mea, care Dumnezeu să o dinească, a murit la 90 de ani, avea o vorbă. Nu-i prostul la care mănâncă 2 pâini sau 10 pâini, zicea, e prostul la care îi dă. Banii nu trebuia să-i dea la Catoș înapoi și Cunica trebuia să-i dea directorii de la CNH. Toți care au negociat, care au fost în comisie de negociere, începând cu Surulescu, Drăgulescu, toți ăștia, Jujan, Drăgoi, toți care s-au prindat pe acolo. Ei trebuia, în funcție de cât au stat acolo și dați-mi cât au voie stat, să nu-mi exprim niciun trebuia punct de vedere, nefiind implicat. Eu am văzut că m-am ocupat de chestia asta. De ce ei trebuia să dea? Acum, nu, băieții ăștia de la București care conduc țara asta, nu o să lase un director de la, care acum în funcție sau știu dacă mai e sau să plătească 10 de miliarde, că nu o să aibă de unde. Și atunci, decât să-i creeze problemele, mai bine a zis, domnule, da, e bine, s-a furat, ce-a păpat, lupă, e bun mâncat, s-a luat, a fost totul legal. Dar spuneam eu că mie mi se pare totuși că din banii aia, dacă domnul Lacato și cu ea 9 negri mitite mai adăugau pe lângă ei 90 de negri, să spun așa, îmi cer scuze dacă cineva, dar așa și mergeam față la, eu știu, la Parlamentul European sau pe undeva unde se luau decizii la vremea aia, 2008-2009, chestia cu închiderea minelor, n-a apărut acum, nu e de săptămâna trecută, nu e de acum un an, nu e de acum 2 ani, e veche. S-a stabilit că se închide de mult, să fi făcut scandal, cum au făcut alții, cum au făcut nemții, cum au făcut polonezii, cum au făcut, eu știu, care au mai obținut. Să fi mers acolo cu oamenii ăștia să facă, în loc să stea în față CNH-ului și să strige jos mafia, sau cum era, mafia din minerit, păi erau mafia. Atunci când nu le-a mai dat Drăgoie, o lună, două, nu le-a mai dat banii aia pentru că a făcut o comisie și a zis, domnule, ilegal, comisia respectivă. Până la urmă și Curtea de Conturi a zis. Deci mie mi se pare, că, iar acum când vin și fac apel la unitate, solidaritate, păi ce unitate era și atunci când spuneați noastră că unii trădau? Eu știu... și la vremile respective. Știți care este tragedia sindicalismului din Valea Jiului, stimate domnule? Oamenii nu mai au dreptul să-și aleagă reprezentanții. Uitați-vă cel mai clar exemplu, Nica Petre, lupenarilor. Care dintre voi v-ați dat votul pentru el?
Spuneți-mi dacă unul dintre voi l-a votat și este președinte. Spuneți-mi dacă un miner din Valea Jiului l-a votat pe el președinte la Muntele și este președinte. Că a vrut directorul, că a vrut directorul general. Domnul Jujan ar trebui să hotărască odată, ori director general, ori lider de sindicat. Nu poți, domnule Jujan, să fii două. Ba poți, că și nicai la Muntele și la Emelu Peni. Vă scuzați, aveți dreptate, puteți să fiți, aveți voie să fiți orice. Bine, am văzut niște documente în care am ajuns și pe la băiatul ăsta, Bebenica, apărea acolo că el, de fapt, fiind vicepreședinte sau prim vicepreședinte ce era la LSMVJ, nu? Prim vicepreședinte. El înființa un alt sindicat. Din 2009 și, parte și o nouă ligă. Sindicat. Eu nu știu așa legea sindicatelor, dar poți să fii în câte sindicate vreau, nu știu. A fost înființat de alte persoane și ținut în adormire. Deci nu a fost înființat de liderii de sindicat. A fost cu niște X oameni. Da, da, acele persoane, din câte am văzut eu o hârtie, ăia și persoanele respective făceau parte din alt sindicat. Nu, e vorba de sindicatul Muntele. Când au cerut acum în 2011, au cerut modificarea constitutivă în care au modificat statutul și în care s-au adunat 5 oameni și au votat care cum să fie dintre ei pe funcții și au semnat pentru 16 și instanța de la Petroșani și de la Adevărat de Dreptate. N-au vrut să verifice, nici până ziua de astăzi nu și-au plătit cotizația către sindicatul Muntele, drept pentru care eu, președintele sindicatului Vulturul Negru, am cerut dizolvarea acelui sindicat. E totuși încă sunt mari plinciuri sindicale aici în Valea Jiului. Domnule, nu-mi plac proștii și trădătorii, să fie înțeles. Mie îmi place foarte mult eu nu această mă opun, domnul Andrei Vlad, eu nu mă opun unității sindicale, dar nu cu orice preț. Pentru că eu am văzut unii, domne, haide să facem ceva pentru Valea Jiului. Voi ăștia, presa, eu în special, să asta că am făcut dezvăluirile despre anumite lucruri pe care liderii de sindicat le-au făcut de-a lungul vremii. Eu destabilizez, eu închid mine. Nu închid eu mine. Eu vreau să se facă apropo ceva de închisul bun, minelor, dar știți care e ultima isprava lui Nica și compania lui? Și la urmă urmei nu e treaba mea să țin în viață mineritul, e treaba lui Bebe Nica, a directorului general, a directorului de la fiecare mine și probabil la fiecărui miner care l-au ales, care vor să mai meargă, să mai aibă un serviciu. Știți ce au cerut ultima întâlnire care au avut-o cu ministrul? Mai puțin cea de astăzi. Închiderea tuturor sucursalelor din cadrul CNH, trecerea pe neviabil și închiderea lor. Păi tu ca lider de sindicat poți să ceri așa ceva? Domnule, mi se pare absurd. Domnule, lucrează de 2 ani de zile, s-a întors înapoi în câmpul muncii. N-are o oră lucrată în subteran, stimate domn. Devalizare se numește, delapidare. Cine l-a pontat? Cine-l pontează? Pe Domocoș, pe Nica, pe Grosu, pe Silvășan, pe Temneanu, pe Cosma trebuia să fie și cu Temneanu ieși de un an de zile la pensie. De ce nu-l scoate afară? De ce nu-l trimite? E obligația firmei, angajatorului. Deși de ce? Că au părul invers pe Libă și gâdile acolo unde ling. Și au nevoie domnul director general, lider de sindicat, de slugoi buni. Bine, asta în detrimentul muncitorilor, a minerilor, a oamenilor din Valea Jiului, că nu numai minerul pierde, pierde și ăla de la oxigen, pierde și ăla de la alimentare, că dacă s-a închis mineritul, ce mai vin? Cine îți mai cumpără? Asta e treaba oricărui director, mai ales de întreprindere de stat, să-și găsească niște oameni la sindicat care să fie ai lui, bine, oferindu-le niște avantaje. Bun, și oamenii? Dar asta nu e ceva nostru, dar niștit. Și oamenii ce-i cu ei? Dar puțin. Oamenii și-au pierdut coloana vertebrală? Spuneți-mi și mie, sunteți vechi în Valea Jiului. Eu știu o mișcare sindicală, ca să spun așa, din... Eu l-am văzut pe Cosma pleznit la Vulcan, nu, de oameni de mineri. Din 2000 încoace. Și eu l-am văzut că era la Vulcan. Așa. Deci pe Cosma, marele Cosma, ați avut curajul să-l trozniți și pe rahații ăștia, pe nimiciile astea de oameni, nu aveți curajul să le faceți nimic? Cosma s-a muiat și el atunci când a luat vreo două chestii de alea de lampă peste cap, pentru că el a fost chemat la Vulcan când începuse scandalul și ăștia la Vulcan au zis mergem la București și Cosma a zis nu mergem la București. Degeaba l-a acuzat ăștia pe Cosma că el a instigat. Știu și eu, cel puțin la cea din 91, știu clar că n-a vrut să plece și a fost luat cu japca. Exact. Știu, am fost lângă el atunci. Și a schimbat atitudinea după ce a luat vreo două de la capuri de lampă peste... Dom'le, Nica, Beja, Domocoș, găsim în fiecare epocă. Nu, dar spuneți-mi și mie. Bun, atunci s-a dus la București. O mișcare, eu știu, un mic. În afară de aia din 2009, când i-a adunat pe toți acei... 99.
Nu, acum, 2009, când a fost în față la CNH cu fluierii și cu dealea jos mafia ca să schimbe pe Drăgoi, că le-a tăiat din avantajele lor care le aveau, ăia 5 lob la mie și alte furăciuni care le aveau, n-am văzut nicio mișcare. Nici de la Lacatoș, pentru că și el, eu consider că s-a lăsat cumpărat. Domnule, organizație sindicală de tip federativ. La mie, prin aia 5 lob la mie, toți liderii ăștia de sindicat s-au lăsat cumpărați, au fost cumpărați. Domnul Andrei Vlad, haideți să stabilim niște reguli ca să ne înțelegeți. Iar acum nu mai e vorba de 5 lob la mie. Telespectatorii. Dacă era așa legal, a zis instanța... Dar de unde știți că nu e? Dacă nu cumva i-a dat o altă formă, domnul Nica Petre? Deci dacă instanța a zis că e ok 5 da. Lob la mie, da? Deci da. Nu e ilegal. Da. De ce nu iau în continuare? Dar de unde știți că nu e? Păi n-am aflat eu. Nu vedeți ce comințeți băieții? Uitați-vă, au delegație de la CNH, au bonuri de benzină, au bani. De unde știm noi că nu e? Și mai știe cineva ce-or semnat ăștia? Mai știe cineva ce-or înregistrat? Păi eu, de exemplu, știu că am înregistrat la Direcția de Muncă un document care se cheamă Act Adițional, nenumerotat, din care este eliminată prevederea că sumele compensatorii vor fi plătite în 3 tranșe consecutive. Da, a modificat-o unilateral, deci, într-o ședință tet-a-tet, Jean Nica, nici barem colegii lui din Muntele și din Centrala Meridian n-au știut, doar Nica și Jujan. Deci, în momentul ăsta, oamenii aia care stau acolo în față la CNH fac greva foamei, ei nu au legea de partea lor. Ba da, pentru nu. Că dacă îmi permite să momentul ieșirii nu. În ordonanță, legea era valabilă. Domnul, nu pot să schimb regulile din mers. Ei au ieșit cu 1 octombrie, da? Da. Actul ăsta este înregistrat la Direcția de Muncă cu 1 septembrie. E valabil actul. Când l-au înregistrat? De fapt, da, aveți dreptate. E valabil actul. Da, în perioada aia de 5 de preaviz, aveți dreptate. Așa e. Deci ei când au semnat că iasă și că... Dar nu ei, doar cei doi. Nu, domnule, când au semnat oamenii că vor să... Că ei au semnat. Dar n-au publicat, oamenii n-au știut, au făcut-o ei în secret. Nu spun de cererea care au făcut-o oamenii, că o să că iasă din sistem, că o să... Dar pe contractul ăla scrie că 3 consecutive. Pe care contract? Când au semnat ei să plece. Păi eu n-am avut niciun contract de la... Este o hârtie prin care bla bla bla. Scrie consecutiv, nu scrie că vor primi suma de... Eu așa știu că trebuia să scrie consecutiv. Nu am văzut niciun contract. Am să mă duc să fac rost de unul și am să mă convin. Aveți alte relații în lumea sindicală și... Domnule, okay. Ce se întâmplă nu doar cu asta. Ce se întâmplă acum cu sindicatele astea? Deci domnul Bebenica și-a făcut sindicatul lui particular acolo, știu că... Nu, domnul Jujan și-a făcut sindicatul lui particular. Prima dată și l-a făcut sediul, avea la el acasă, nu știu, și acum tot acolo... Nu, acum l-a închiriat domnul președinte al sindicatului liber, Melupenica Petre, l-a închiriat sindicatului Muntele. De la club, un sediu, două încăperi. La care club? La Lupen? Clubul din Lupen, care aparține primăriei și care este în custodia sindicatului. Aha. Are închiriate acolo două camere? Da, este și chiar... Și a făcut punct de lucru acolo? Da, și-a deschis, a închiriat încă înainte de modificarea constitutivă, înainte de 16 mai 2011. Eu pe vremuri, când a fost ales SAV-ul, eu lucram la mină și am fost și eu, cea era delegat, era chestii de genul ăsta. A fost sala plină aici, la Casa de Cultură. Și așa, domnule, pe cine? Și au venit 5, 6, 7, fiecare și au ăsta. Și bine, a venit directivă de la Miron, cum a venit atunci, domnule, votăm pe Savu, și că e un băiat, cine dracu știa cine-i Savu, la vremea aia? Un maestru de la Mina Petrila. Și domnule, hai să vedem, e un băiat bun, e omul Miron, e așa, ăsta o să fie, când vine Miron, ăsta să dă și Miron, care era Miron, la vremea aia era în vogă. Și bun, s-a votat toată lumea, domnule, sau mă rog, cum s-au aranjat, că și acolo au fost niște aranjamente între anumite, a fost un anumit sistem de vot, tăiai de pe... Dar mă rog. Nici SAV-ul nu și-a permis să ia drepturile oamenilor, domnule, chiar dacă și-a băgat mâna în bani. Nici SAV-ul, SAV-ul a avut drepturile la oameni. Eu n-am auzit despre sindicatul Muntele să fi făcut de la fiecare mină, eu știu, delegații sau cum se făcea, domne, 100 de inci de la mină. Andrei Vlad, 5 oameni au făcut procesul verbal și au semnat pentru 16. Este plângere penală împotriva lor. Și noi putem să ne adunăm 16 și semnăm oficial, legal. Păi unul dintre aia 16, beat fiind, s-a început să se plângă. Că eu falsificat semnătura ca să poată să aibă la asta. Și în momentul când au fost luat la bani mărunți, au început după aceea să retracteze. Ghinionul lui că a fost înregistrat. Ce zici, domnule? Da, mi-au semnat în locul meu. Pe bine, acum, unii poate nu știu să semneze. Nici pune degetul. Decât să pună degetul pe tușieră, mai bine... O ruga pe altul să semneze în locul lui, da. Și ce semnează și ajutorul
Bine, că la urmă omul singurul care poate să conteste e el. Nu mai are curaj. N-ai cum. Îi spui, domnule, asta e semnătura mea mai nouă, acum eu așa o fac. Care e problema? Cum poți să dovedești că nu? Da, eu pot să spun, domnule, mi-a semnat aia fals, mi-a falsificat semnătura. Dar altul nu poate să spună că e semnătura mea e falsificată de nu cine vorba, vorba, vorba grecilor și latinilor. E vino veritas. Da. Am vin găsim adevărul. Și ce facem cu mineritul ăsta? Spuneați că băieții ăștia au discutat în legătură cu închiderea tuturor minelor. Ceea ce pe mine mă... Deci eu nu cred că în atribuțiile lor de serviciu este să intră și asta să ceară închideri de mine. Eu pe vremuri, eu știam că treaba sindicatelor este să apere drepturile oamenilor, să obțină ceva în plus pentru oameni dacă pot. Eu știu avantaje care sunt pentru... Eu știu, ce se poate obține, boluri de masă, eu știu alte lucruri. Este o diferență. Dumneavoastră, ziariștii, faceți o confuzie în permanență. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un singur lucru. Sunt președinți de sindicat și sunt lideri. Președinții de sindicat sunt acei țuțări care sunt ținuți de administrație, permite funcții, iar liderii de sindicat sunt cei urmați. Cei care nu se înfruptă din banii sindicatului, cei care au curajul de a merge pentru drepturile oamenilor până la a-și pierde și serviciul lor, în sacrificiu pentru colegii pe care îi reprezintă. Ori la ora actuală, în Valea Jiului, au mai rămas o mână de oameni care pot fi lideri. Restul sunt țuțări, sunt președinți de sindicat, marionetele puse de marele lider de sindicat, director general Jujan. Eu, nu știu dacă... Eu totuși sunt dezamăgit. Eu am mai citit câte ceva despre, eu știu, și în perioada interbelică și înainte de... Este sindicat galben. Ați ajuns la perioada și... interbelică. Este ceea ce pe vremuri era sindicatul galben, sindicatul administrației, sindicatul care era cu sărămâna șeful. Așa e cum zici natale șeful, dar mai îmi dai și mie ceva. Asta e. Așa s-a ajuns din nou la vremea interbelică, la perioada interbelică. Liderul de sindicat, Nica Petre, este de fapt președintele de sindicat, Bebe Nica, care... Să ne întoarcem la francezul ăla. S'il vous plaît. Că și pe vremea lui Ceaușescu avea lider de sindicat. Dom'le, ăla era un regim totalitar. Acum suntem într-o democrație, cel puțin așa place să cred. Da? Mm-hmm. Am dreptul să manifestez în piață, în stradă. Nu m-au bătut jandarmii, nu m-au legitimat. Nu m-au întrebat ce caut acolo. M-am manifestat democratic. Da, sigur, așa la noi așa era. E cam bancul ăla, știi, când spunea americanul, eu m-am dus cu pancardă în fața la Casa Albă și am făcut scandal și ăla. Și românul zice, și eu m-am dus în fața la Comitetul Central și am urinat de acolo. Dom'le, și cum, bai, nu te ăla, deja s-a umplut de respect, nu ți-a... Păi nu că nu mi-am dat jos pantaloni, sau mă rog, ceva de genul ăsta, așa și noi. Aici ne lasă să facem ce vrem. Noi putem sta un an de zile de acum încolo aici pe stradă, în fric, dacă trece iarna și tot același lucru va fi. Și totuși, până la urmă, ce viitor are mineritul? Că noi mai divagăm, dar vreau să... Mai avem să o singură soluție. Dacă minele toate trec pe închidere, am înțeles că era, eu știu, un protocol. Ălea care erau pe închidere primeau niște subvenții, nu? Și până la închidere nu. Și alte nu. Deci alea urmau să se închidă, iar celelalte se închideau singure, sau care? Nu, a fost o hotărâre de guvern prin care cele trei mine neviabile vor face parte dintr-o societate nou înființată, iar celelalte patru vor fi preluate de complexul energetic Hunedoara, sau cum s-o numi acest lucru, prin cumpărare, încredințare directă, încă nu s-a stabilit forma. De fapt, bătaia peștelui a acestor țuțări sindicali este... puterea pe energie. Ei nu mai pot să supraviețuiască în complexul energetic, pentru că acolo va trebui să muncească. Acolo va trebui să intre în mină, va trebui să producă, nu va mai putea să o lălăie, să se lângăne în jeep cu volan pe dreapta, nu va putea să, în timpul programului, nu va putea să fie în același timp și la mină, și la sediul centralei minierei Meridian din cadrul Salvamin, care centrala Menirea Meridian nu mai are reprezentativitate, dar are sediul în cadrul CNH, paradoxal. Dacă faci parte din centrala minieră Meridian, ai două șanse. Ori să ajungi ca Popescu Ion, președintele, adică un lup bătrân care să-ți trebuiască bani și funcții și avere, ori ajungi să te scârbești și să pleci, să te alături adevăraților oameni care vor dreptate, așa cum am făcut-o eu. Eu am fost omul care am stat lângă Popescu Meridian și care am aflat că acest individ vrea perimetre miniere, inclusiv în Valea Jiului, care pe acest om nu-l interesează soarta oamenilor,
Chiar credeți că așa mi s-o năzări mie peste noapte la Radu Voina să nu mai îmi place de Popescu? Să... Uitați că eu l-am adus pe Popescu în Valea Jiului. Și dacă eu am avut încredere în el și am plecat, de voi de ce mai aveți încrederea mea? Pentru că urmați. Sunteți un tip simpatic, așa, n-am ce să zic, dar părerea mea este, sincer așa, că nu există în lumea asta nimeni care să facă muncă voluntară. Iar chestia cu celălalt obraz, n-a mai întors-o nimeni de domnul Andrei Vlad, n-a mai făcut nimeni. Vă pot demonstra pe documente. Când am fost în Federația Națională a Muncii, contribuția mea personală, Radu Voina, a fost de peste 100 de milioane la federație. Pentru că era o federație. Păi și de unde ați muncit? Da, munceam, am avut niște venituri, niște bani strânși și am contribuit pentru dezvoltarea. Iar ulterior, în cadrul Sindicatului Personalului de Pază Vulturul Negru, eu și cu colegii mei din birou executiv am contribuit de fiecare dată când a fost nevoie. Cotizația fiind modică, la vremea respectivă era chiar infima. Necazurile membrilor de sindicat depășeau cu mult bugetul. Și veneam și ajutam oamenii, pentru că noi am făcut și facem sindicat și sindicalism pentru că noi credem în chestia asta. Deci eu nu m-am apucat să fac sindicalism nici ca să intru în politică, nici ca să fiu Gheorghe Dracu. Am făcut pentru că eu m-am săturat de acești țuțări sindicali care când te duci la el să zică, du-te bă în pisicii tăi de aici. Nu, eu vreau ca oamenii ăștia, așa cum pot, cu puterile mele umile, așa amărât cum sunt eu. Și jipul ăla de afară din care ați coborât mai devreme, cum era? Jeepul ăla cu care am coborât mai devreme era calul alb al Făt Frumos. Umblu pe jos, n-am carnet, n-am mașină și nu voi avea, pentru că eu sunt un om al muncii, sunt un om al oamenilor. Mișcarea nu strică nimănui. Da, chiar dacă sunt un pic mai rotund, acum e o misiune cu greutate, nu? Am un doi un pic oameni grei. Bine, acum eu nu intru în categoria oamenilor grei, dar... Și ceilalți lideri credeți că au trădat, că nu îi mai interesează? Să nu spuneți că acum mai nou îl interesează pe la Catoș mineritul, când a ieșit la pensie, că nu poți, chiar asta chiar nu poți să crezi. Credeți-mă și vă rog să mă credeți pe cuvânt. De când a ieșit la pensie, eu v-am spus, în 2010 la Catoș, mult hulitul la Catoș, adversarul meu de atunci, mult hulitul chiar de mine, a zis așa, renunțăm noi, dar oamenii nu trebuie să piardă nimic. La ce au renunțat? Așa, ca fapt divers. Păi era vorba de acel 5,9 la mie, pentru că domnul... N-au renunțat. Domnule, asta a fost discuția. Și atunci au preferat să suspende negocierile, domnule. Administrația și cu Nica Petre au forțat suspendarea negocierilor și s-a prelungit contractul colectiv de muncă cu încă un an de zile. Pentru că n-au mai vrut ăștia să primească 5,8 la mie? Da, ca să nu piardă Nica Petre și gașca lui, comisionul acela din 5,8. Noroc cu Curtea de Conturi. Că altfel, oamenii ăștia, cine știe ce mai erau în stare să facă. De fapt, ați văzut și noastră ce fac. Deci vreau să vă spun, la Liga Sindicatelor Miniere, și vă rog să înțelegeți, o organizație de tip federativ are o conducere aleasă care este formată din Biroul Executiv și Consiliul de Coordonare. Biroul Executiv execută deciziile Consiliului de Coordonare. Consiliul de Coordonare este format din toți președinții sindicatelor afiliate. Ținând cont că Nica Petre era prim vicepreședinte, gândiți-vă că venea fratele Darius, omul acela subțire și cu multă așa impetuozitate, și erau deja două voturi. Eu știam un singur Darius. Același. Nu, e vorba de regele la persan. Altul mai știți? Darius Lupeneanu, nou rege al sindicalismului românesc. Okay, deci, Nica Petre avea două voturi. Cosma avea două voturi. Domocoș avea două voturi. Deci, opt voturi, patru voturi. Cum adică două voturi? Păi, stau cam două mâinile sau cum? Biroul executiv, membrii biroului executiv sunt membrii de drept a Consiliului de Coordonare. Sau mai multe și voturi? Ulterior, și următorul pe listă, în funcție, deci locțitorul lui de la sindicat, venea în Consiliul de Coordonare. Deci, Nica Petre avea două voturi, Domocoș două voturi, Cosma două voturi, 6 voturi din start, da? Și câte era necesar ca să iei o decizie? Păi la 11 organizații, dacă ai 6 voturi din 11, ce faci? Majoritate. Ați văzut? Toată lumea, inclusiv eu, l-am blamat pe amărâtul ăsta de Zoli. Pentru că e blamat și arăta cu degetul degeaba. L-au lucrat ăștia, deci era un fel de marionetă în mâna ăstora care avea... Nu, dar au fost anumite decizii care a trebuit să le execute ca președinte al Ligii. A trebuit, pentru că a fost decizia
tocmai de aici a fost și momentul acela de supărare în care el a vrut să se retragă. Ulterior și-a dat seama că adică lăsând... Când a vrut să se retragă? Eu nu mi-am amintit. A avut un moment în care a vrut să se retragă, s-a scârbit de toate măgăriile acestor oameni, dar s-a gândit ulterior că dacă îi lasă pe oamenii aceștia să preia liga, încă din anul 2010, începutul 2011, ar fi fost dezastru de atunci pentru Valea Jiului. Am de așa altruist, nu pot să cred că... Credeți-mă că Zoli Lakatoș nu este babau pe care încercați dumneavoastră să-l descrieți. Eu l-am cunoscut personal. Credeți-mă, sunt omul care am dat în el toate pozițiile. Eu l-am cunoscut. Deci eu l-am cunoscut om. Eu l-am cunoscut și ca persoană. Dincolo de ce l-ați văzut dumneavoastră, ca lider sindical, unde trebuie să fii tot timpul cu ochii în patru și cu garda ridicată. Eu l-am văzut pe omul ăsta om. Păi cine să te atace? Cine te poate... Inclusiv colegii tăi din birou executiv și din Consiliul de Coordonare. Țuțării ăștia care nu vor altceva decât bani, avere și funcții. Poate așa ceva. Deci oamenii ăștia n-au și o verticalitate. Ce șacare, ba da, ba da, ba da. Te mușcă pe la spate, te atacă, îți dă cu buta în cap. Au venit, au luat o decizie în Consiliul de Coordonare și au fugit la Jujan repede și au zis, băi, nu fi de acord, că eu nu sunt de acord cu asta, dar m-a forțat. Te otrăvesc că ăștia în filmele astea chinezești care au apărut acum pe TVR1. Sau tot felul de ca și aia cu umbrela bulgărească, nu? Nu, credeți-mă că și eu am fost la început un om care l-am considerat pe Zoli Lakatoș cel mai spurcat om din Valea Jiului. L-am cunoscut apărând oamenii. Deci pentru mine a fost un șoc. În momentul când eu am constatat că omul ăsta n-a fost de acord să piardă drepturile oamenilor. În timp ce țuțării se zbăteau și au fost în stare să decidă cu vot majoritar suspendarea negocierilor și prelungirea contractului colectiv de muncă încă un an de zile. Ca să nu piardă avantajele. Ca să nu-și piardă avantajele. Neintrat un subteran, suspendarea contractului de muncă și angajat la ligă, grandomania, plecările la București ca delegați, unde de fapt munca o făcea Zoli. Pentru că dacă îl întreba cineva, am fost acolo și știu. Dacă îl întreba pe cineva, pe Nica Petre, habar n-avea să deschidă gura pe un subiect, domnule Andrei Vlad. Când era de discutat la negocieri, dar nouă ce ne iasă. Ăsta nu-i mod de abordare a negocierii. În timp ce Lakatoș mergea... El se referea la nouă ei. Nu, nouă cei pe care îi reprezenta. Nu. Nouă negri mititei, nu altceva. Cred că e o interpretare greșită. Deci este vorba despre minerii pe care îi reprezenta în el. În timp ce domnul Lakatoș prezenta problemele angajaților companiei, întrebarea la cafeluța de pauză era, dacă noi suntem de acord cu dumneavoastră, domnule ministru, noi ce avem de câștigat la faza asta? Ok, hai să luăm o pauză de publicitate, să vedem ce ne iasă și nouă după pauza asta. Hotel Rusu. Rafinament la înălțime. Confort la un alt standard. Relaxare și dinamică în aer liber. Explorează parângul de pe schiuri și din viteza sanii cu motor. Adrenalină în parâng, în orice anotim, confort la Hotel Rusu. În viață sunt multe lucruri pe care ne putem baza. Lucruri care ne sprijină și ne protejează. Cele mai multe dintre ele sunt atât de firești încât nu le vedem niciodată. Tocmai acele lucruri fac ca viața noastră să fie senină. Astra Asigurări, simbolul siguranței. La orice poliță RCA, casco sau locuință, primești bonusul asigurare de sănătate în valoare de 40 de lei. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Thank you.
purtați centura de siguranță. Vă poate salva viața. Revenim în studio. Alături de mine se află domnul Radu Voina, vicepreședinte al Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului. Câți sunteți acum în chestia asta? Care chestie? Păi înainte ați enumerat Nica, Grosul, ăla cu când era în ligă, când erau ei în ligă. Acum câți vicepreședinți are liga? Conform statutului, 3 vicepreședinți. Luăm în ordine inversă. Secretar general, prim vicepreședinte, președinte. Și președinte de onoare, n-aveți? Nica Petre ar vrea președinte de onoare și nu știu. Că poate, dacă tot ai și la Catoș la pensie, poate îl puneți președinte de onoare. Nu. La dar conferința... El are voie să fie și... La conferința care a avut loc în luna decembrie... El poate fi și sindicalist și președinte de sindicat. Ăsta, au pensionat, scuze. Și președinte de sindicat. La conferința din decembrie... Am văzut că aici la Petrușan se poartă sindicatul pensionarilor la modă. Zic, poate merge și el acolo. Domnul Lăcătoș are mandat până în noiembrie 2012. La conferința de anul trecut, domnul Lăcătoș a prezentat situația, a arătat că a ieșit la pensie și conferința, la propunerea sălii, a decis să își păstreze mandatul până la sfârșit și să finalizeze ce a început pentru să-și finalizeze mandatul. Asta a fost în sală, că spuneați de sală. Da, la Casa de Cultură, delegați de la fiecare sindicat afiliat ligii. A, deci se făcea până la urmă, cam ăsta ar fi modelul, nu, de sindicalism. Deci vii, te prezinți în fața oamenilor, oamenii îți dau mandat sau nu îți dau mandat. Domnul Lăcătoș a venit și a spus, fraților, până aici, de aici sunt pensionar. Vreți sau nu vreți? Dumneavoastră decideți. Și a fost un om în sală și a zis, domnul Lăcătoș, până când aveți mandatul? Până noiembrie 2012. Ce păstrează, nu? Nu, vă rog frumos, dacă nouă nu o să ne mai trebuiască să fiți, o să vă anunțăm dacă deocamdată. Nu, când avem nevoie de el, ți-l cerem noi, nu știu. Mi se pare logic. Omul, cel puțin, a avut demnitatea să vină în fața oamenilor să spună, băi, fraților, nu mai sunt. Eu am citit undeva... Nu ca Nica, nici Baren să nu fie ales. Vreo câțiva după Revoluție. Atunci că sindicatele, cum sunt organizate în sindicate, care se afilează la federații, confederații, la la bla bla bla. Și alea sunt niște asociații ale unor oameni care au ceva comun. Lucrează în același domeniu, de exemplu, minerit. Domnul Lăcătoș nu mai lucrează în minerit. Domnul Lăcătoș nu lucrează în minerit. În pension... Ah, da, exact, chiar așa. Nu uitați dumneavoastră că Liga Sindicatelor Miniere este o ligă de tip, o organizație de tip federativ, de tip regional, adică de tip zonal. Nu e sindicatul... Da, deci este de tip zonal. Uitați-vă ce a fost înainte. Erau de la APE, de la curățenie, de la comerț, de la spital, membrii din Liga Sindicatelor... Da, Liga Sindicatelor Miniere... Ligo, Caracal... Toată lumea care vrea se poate înscrie. La înființare trebuie să fie din aceeași ambra. Și după aceea poți să te afiliezi? Poți să te afiliezi. Aha, am înțeles. Deci nu-ți interzice nimeni. Momentul schimbării... Am primit un mesaj. Cineva zice că suntem dezinformați. Dacă nu știți, Grosul de la Orican este unul dintre puținii lideri din vale care face șute artificieri. Sunt acte care se distribuie muniție cu care nu se joacă nimeni cu așa ceva. Documentați-vă și apoi afirmați gogomanii. Probabil mai vrea să pună un... Deci, semnat Grosul. Nu fie semnat. Domnule. Dacă domnul Grosul face toată stima... Bă, faceți împotrivă, să-l înregistrez video de câte ori vine la sediul din Petroșana Ligii, al centralei miniere Meridian, care nu mai are ce să caute, de câte ori este la întâlnire cu domnul Nica Petre pe unde nu te aștepți. Păi probabil că atunci nu ridică muniție. În ziua aia nu se pușcă la Oricani. Mai ales cum merge mina acum Oricani și eu știu alte mine. Și singurul artificier și domnul Grosul stă pușcatura la MR Oricani. Dacă chiar chiar are fi singur artificier de la mina Oricani? Eu văd că e susținut de, probabil e adjunctul, dacă nu e chiar dumnealui care și-a trimis mesaj singur de susținere. Asta nu avem de unde să știm. Probabil numărul nu, de telefon. Nu, e o presupunere. Dacă ne uităm, aflăm...
Acum, până nu de mult, am aflat, chiar am scris de multe ori, cu cei cumpărau directorii de la CNH pe liderii de sindicat. 5,8 la mie, mașini, benzină, 1200 de litri pe lună, Madrid, excursii, Lyon, PAC, eu știu ce mai era, la mare, la pregătiri, făceau cursuri din astea de protecția muncii, erau foarte bine pregătiți în materie de protecția muncii, toți liderii de sindicat și nevestele lor, la Cap Aurora, eu știu pe unde se făcea Mamaia, pe acolo, prin zona aia, pe unde mai merge și președintele, pe la Neptun, dar acum mai nou, dacă a dispărut acel mult discutat 5,8 la mie, care spuneați noastră că a fost legal, dar domnul Jujan nu-l mai dă, motiv pentru care mie mi s-ar părea normal. Eu în locul dumneavoastră n-aș băga mâna în foc că nu-l mai dă. Deci eu, dacă aș fi sindicalist și aș avea o hotărâre judecătorească prin care se scrie că 5,8 la mie sau cât este legal sau unul este legal, eu l-aș da în judecată pe domnul Jujan pentru încălcarea drepturilor liderilor de sindicat. Că acum, nu, au și drepturile lor, au și nevoile lor, au și nevoie de o cabană, de un jeep, de o casă, de ăsta copii la școli, ăla, au nevoie au stat de prea mult în linia a doua, mașină a treia, care să le ducă copiii la școală, să le aducă. Deci, acum, nu, fiecare cu... Dom'le, astea sunt perimate, astea cu 5,8 la mie. Astea sunt acum drepturi, e o nouă modă. Drepturi câștigate de-a lungul vremii, nu? Băi, Nica, dacă tu îmi semnezi mie actul adițional ăsta pe care să-i fraierim pe disponibilizații care au plecat, pentru că... așa, eu te pun director la Lupeni. Bă, Nica, nu pot acum. Hai să facem un contract colectiv de muncă, mi-l semnez și te pun director la Lupeni. Și ăsta săracul tot aia speră, să ajungă director la Lupeni. Dar asta cu, mă rog, o funcție din asta, directul la Lupen, la unde o fi, mă rog, la o mină de asta, asta e o funcție executivă, aparține, deja trece de cealaltă parte a baricadei, nu? Deja nu mai... Și atunci, dar dumneavoastră aveți impresia că e în partea asta a baricadei? Nu se vor simți, să spunem, trădați, ortaci, și bă, frate, dar până acum... Dar nu s-or simți trădați acum când le-au luat drepturile domnul Andrei Vlad? De ce n-or sărit acum când s-or dus și au văzut pe fișă? Păi au pierdut așa. Ultima găselniță? Da. 2 ianuarie, nu-i plătit. Și era în contract. Bine, prima de Paște, nu există. Deci nu e nici, să vă spun eu, nu mai e nici 1 decembrie, care e ziua națională. Nu, vorbeam de anul ăsta strict, ultima, dar deci imediat. Acum, da. Ce a fost anul trecut? Nu mai, aia ce-o pierdut anul trecut, că o pierdut așa la Modo Grosso, undeva la vreo 9-10 milioane. Vă spun, prima de Paște nu se mai regăsește în contractul colectiv de muncă. 2 ianuarie era deja? Era de Paște, era de miel, da, mă rog. Dă nu, prema, cu ocazia sărbătorilor pascale. Pardon, adaus salarial. 2 ianuarie nu s-a plătit. Sporul de noapte, prin lege, este 25%. Ca să da, fie... Da, așa știam și eu. Da. Ori ei au făcut 25% acum, l-au făcut printr-un act adițional 32% sau 37%, când real, pentru a se păstra echilibrul și a nu se pierde, a trebuit să fie de cel puțin 59,6%. Spor de noapte. Da. Cum să fie spor de noapte? Pentru că înainte era și la program, la schimbul 3, plătite cele 3 ore și acum era nu se mai plătesc. Era de la 9 sau de la cât era? Da, și acum nu se mai plătesc. Păi începea de la 9 și se termina la 6 din ceva de genul. Da, și acum nu se mai plătește, oamenii au pierdut. Deci era în lege, dar probabil că acum nu mai e în lege. Ba, nici atunci nu era în lege, era prin acordul colectiv. Ba, știu că nu era, nu, în lege. Era prin actorul... Nu era stabilit în lege. Domnule, am lucrat și pe legea veche, credeți-mă, și am avut litigii de muncă și conflicte și procese. Nu era în lege. Era prin acordul colectiv. Deci era de la 10 la 6. Era considerată muncă de noapte, de la ora, era lege. De la 22 la 6, nu de la 21 la 6. De la 21 parcă era. Nu, era prin acord colectiv, care e legea părților. Și acum, care sunt schimbul 3, pierde la 2 ore, care sunt de la 10 la 12. Da, și atunci ei de la 25% l-au crescut la 30-32%, chipurile ca să compenseze când... ce au pierdut cu cele 2 ore sau 3 care nu le-au plătit. Uitând, de fapt, că trebuia să fie de 42% comparativ cu creșterea de la minim 15% cât era sporul de noapte la 25%. Okay, deci au pierdut sporul de noapte. Ce au mai pierdut? Au pierdut sporul de front, acum vor să le bage sporul de fidelitate, să-l bage în salarul. Dintr-o dată, în loc să le crească salarul, le crește... Asta se aliniază odată cu salarul minim pe economie, da? Băgându-l în brut, ce mai aliniezi? Ăla de bine de rău, îl luai 64 de lei pe oră, deci 640. Da? Acum 700. Îl luai, era bătut în cuie, 700.
Băgându-l un salar, ce mai iei? Păi mai ți-ai impozit. Cade, nu. Cade odată cu CAU, cade odată cu sancțiunea, cade odată cu te. Cu toate. Deci ar fi mielul de Paști, ziua de doi, așa, spor de noapte, fidelitate. Sunt cam multe dintr-o dată. Dom'le, vor ajunge oamenii ăștia. Dacă nu raportăm și la caurile jenante care se precipită. Știți de ce sunt caurile așa de mici în Valea Jiului, stimate domnule? Pentru că nu se muncește. Nu e adevărat, domnule. Trebuie să țină mina Petrila ca să poată să-i plătească pe domnul Temneanu, să dea bine la poză, să-l țină pe domnul Domocos, mina falimentară, să dea bine în poză. Uricanul de bine de rău are caul mic, se încadrează, e aproape. Domocos ăsta unde e? Tovarășul președinte de la sindicatul de la M. Paroșeni. Păi și Paroșeni, ce mină falimentare Paroșeni? Dom'le, au fost la pământ luna asta cu ăsta. Nu știu, eu știu că erau până... Am cerut eu odată situația, că eram curios și erau până în... Nu le-a convenit acum. Au fost exact tot timpul și au făcut planul și au luat banii. Da, dar e 2009. E o excepție. Nu i-a convenit domnului președinte Domocoș faptul că directorul general a îndrăznit să numească pe funcție un profesionist. După ce domnul Drăgoi a fost mutat la Uricani. Și de ce l-a adus pe domnul, am înțeles că Sabin Drăghici. Și domnul Domocoș a permis să manipuleze niște brigadieri ca să trântească caul să scape de el. Nu, ca să ajungă un oarecare domn Cocoș, director, în locul domnului Sabin Drăghici. Deci dacă domnul Sabin Drăghici era profesionist, dovedea că e profesionist și te dea producție. S-a rezolvat problema, o să vedem. Asta dovedești ca director că ești profesionist. A prins pe ultima săptămână, n-a avut timp să mai facă. Că găsești scuze că bă, m-a lucrat Domocoș, m-a lucrat ăla. Păi nu e. Domnule, aici dacă îmi permiteți, eu n-am stat de vorbă cu acest om. Dacă ești profesionist, nu știu cum arată bine. Nu ai nevoie de un an de zile să te familiarizezi cu mina. Nu, domnul Vlad, o secundă. Eu pe acest om nu-l cunosc bine, nu știu dacă l-am văzut de două ori în viața mea. Dar ce vreau să vă spun? Să știți că nu s-a pierdut nimica prin aducerea domnului Sabin în locul domnului Drăgoi. Știu că sunteți prieten cu domnul Drăgoi și eu sunt. Da. Și simpatizez cu acest individ. Cu toate că am avut cele mai urâte conflicte. Chiar mai urâte decât cu domnul Jujan. Dar ca om îl simpatizez. Chinionul dumnealui Copii Calazar, așa e. Parte din alt partid politic. Aici nu fac politică. Dar stai așa, de ce spuneți asta? Temneanu, PSD. Jurca, PSD. Pavel, PSD. Conform ultimelor declarații al Unica, PSD. Ce are Jujan de... Lacatoș PSD. Lacatoș este apolitic, eu așa știu. Domnule, stai puțin. Deci, păi când a fost Joana aici la... Spunească Jujan... Când a fost Joana aici la Petroșan, la Casa de Cultură, Lacatoș era în primul rând și aplauda frenetic. Tot așa de bine când l-am văzut și la UNPR-ul. La Gioagiu, după... Dar l-am văzut și la UNPR-ul. Perioada aia l-am văzut și la PDL-ul. Dacă a fost invitat, s-a dus. Era pe cai Margeoană să câștige alegerile, să devină președinte. A fost pe la Gioagiu cu Ziua Tineretului, ceva de genul ăsta. Lacatoș făcea anticameră pe acolo. Deci... Nu știu dacă făcea anticameră, dar un lucru pot să spun. Ca un președinte de sindicat, dacă ești invitat undeva... Cea mai mare greșeală este invitat. Să nu onorezi. Credeți-mă că era invitat. Nu e adevărat. Nu l-a invitat. Deci, și îmi spuneți, dați deci pe Jujan că l-a mutat pe Drăgoi că era PSD-ul? Mă rog, nu știu. Eu vă spun că nu e adevărat. Aici pot să spun eu. PSD-ul duce CNH-ul de râpă dacă Jujan ascultă de ăștia. Și atunci nu mai pot da vina pe PDL-ul. Pentru că Temneanu îi trage cheița la Jujan, Jurca îi trage cheița la Jujan și Pavel îi trage cheița la Jujan, PSD-iști. Păi n-a spus că șeful e ăsta, cum îl cheamă, Nica. Păi și Nica se dă prieten bun cu primarul din Lupeni. Unde l-auzi, e cel mai bun prieten cu... Nu s-o dat telefon la emisiune la Mondo și îi dădea pupici în părțile cele mai întunecate ale corpului lui Cristi Răzmeriță. Nu am auzit chestiile astea. Eu știu că... Da, mă rog, e problema la... Stimate domn, oamenii fără demnitate sunt cu toți și cu nimeni. Important e să te... Trebuie să te înțelegi cu toată lumea, nu trebuie să te ceri, nu? Dar una este să te înțelegi cu toată lumea și alta să popi în dos. Bun. Hai că am stabilit. Deci sindicatul e la pământ, treaba nu merge bine. Cum vedeți în viitor? Cum o să se redreseze chestiile astea? Sau o să rămână în continuare așa? Nu. Ca să se redreseze, prima mișcare ar trebui, dacă nu-și dă demisia Jujan, să fie demisă. Este imperativ necesar pentru Valea Jiului ca acest om să plece din conducerea CNH-ului. Doi. Procuratura și instanța să-și facă datoria și să dea curs cererilor făcute de organizația Vulturul Negru
care a semnalat încălcările grave ale legii prin constituire de grup infracțional sub oblăduirea acestor trei crai, Nica, Jurca și Temneanu. Și dacă dă curs, Petcu va rămâne glumă, parfum, dacă ați dacă, vedea ce-au făcut dacă ăștia. Dacă dă curs, atunci vine din nou Lacatoș, șef de sindicat? Domnule, Lacatoș va pleca. Lacatoș nu este bătut în cuie. Lacatoș pregătește lideri care să poată să-și asume răspunderea. Lacatoș nu este bătut în cuie președinte al ligii sau unei organizații sindicale. Păi că e cam bătut, a ieșit și la pensie. Păi domnule, dacă noi, membrii ligii, l-am cerut. Savu, când a ieșit la pensie, din câte mi amintesc eu, și Savu a făcut, bine, a făcut și lucrurile într-adevăr, dar a obținut și niște măriri salariale într-o perioadă. Să nu uităm că și Lacatoș le-a obținut. Iar, nu, mi amintesc. Dar dumneavoastră nu vă amintiți decât anumite treburi. Savu a plecat în momentul când a ieșit la pensie, a plecat, v-am pupat și a plecat. Și a avut și niște probleme, după aia cum probabil că o să aibă și Lacatoș dacă se... Dar, făt că așa să te ții cu dinții de un scaun, de ce nu știu, bă, uite, plec și îl las pe Radu Voina, de exemplu, a, că el e un băiat... A avut această decizie și conferința... La, are priză la public, uite, rămâne, eu îl propun Vlad, pe Radu Voina. Și decizia domnului președinte la conferință a fost de a-și depune mandatul, iar la cererea conferinței a, domnul, a acceptat. Deci a mai vrut să-și depună mandatul, nu? Nu, a zis, domnilor, am ieșit la pensie, de aici voi decideți. Deci nu și l-a mai depus, dar a mai vrut odată. Nu, s-a prezentat în fața conferinței și a zis, domnilor, ies la pensie, dumneavoastră decideți ce și se întâmplă. Și Ceaușescu atunci le-a arătat la ea, gata, v-am pupat, am plecat, m-a supărat pe voi. Nu, 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 asta a fost pe bune, nu e simulacru. Pentru că, spre deosebire de alte organizații, aici se păstrează democrația. Aici ce zice NATO, prin ridicarea de mână, aia rămâne bătută în cuie. Dacă n-ai respectat... Deci aia e democrație când toți votează la unisom, așa? Nu. Ce? Democrația prevede numai... Păi am înțeles că toată lumea a votat ca să-și păstreze mandatul. Să-și-l... Da, păi de-a sala a decis. Sala a avut propunerea sala. N-a venit propunerea nici de la Lacatoș, nici de la Voina, nici de la Daniel, nici de la Calotă. Din sală s-a ridicat cineva și-o treabă. Până când mai aveți mandat? Dar în sală era o persoană, nu sala. Eu știu cum e sala. Sala, reprezentanții... De un difuzor în sală, da, reprezentanții angajaților din cadrul CNH care prin mandat s-au reprezentat colegii din prin CNH. Mandat. Da, din cadrul. Și noastră ați fost de acord cu ei? Spune numai de la CNH. Pe mine nu mă deranjează cazul Lacatoș să-și continue mandatul până pregătește 2-3 oameni. Oricum drumul meu nu va fi mai departe alături bine, de ligă. Știu că într-o vreme nu prea erați mare prieten cu Zoli, nu știu cum. Păi nu, v-am spus. Devenit, pe mine m-a impresionat când am văzut că acest om... Auzi, tocmai acum când e în disgrație, când avea cașcaval acolo și împărțea cu aia, nu v-ați băgat și acum... Dacă aveam cașcavalul, rămâneam la Meridian, domnule, când s-a împărțit cașcaval. Care? Cine să împartă Popescu? Centrala minieră. Unde s-au dus să pupe dosul domnul Nica și cu domnul Temneanu? Păi da, dar gata, s-a terminat, nu mai e nici acolo. Unde, domnule, că dacă ne uităm în acte, sindicatul de la Lupen, de la Petrila, de la Lonia, este la centrala Meridian, sindicatul de la Petrila, Lonia și Lupeni este la Muntele. Păi și cum să mergem? Uite că la ei e voie, domnule, dacă vrea Jujan e voie. Păi la urmă e jucăria lui, el răspunde, el trebuie să dea producție, el... Măcar să dea producție, măcar să aducă bani ca oamenii să aibă materiale și măcar să vadă dacă se respectă contractele care le-a făcut. Orice, eu știu, or fi și ăștia răi, cum or fi, dar ca să-l scoți pe ăsta, cum îl cheamă, pe Lacatoș, erou, e departe. Dar nici de baubau nu-l poți lua, domnule. Pentru că eu l-am văzut, vă spun. Da. Deci, uitați-vă la mine, eu, Radu Voina, l-am trosnit din toate pozițiile. A stat 5 ani sau cât a stat în fruntea ligii și n-a făcut nimic pentru mine. Eu am văzut foarte ce multe făcut, lucruri. Ce a obținut? Spuneți, domnule, uite, a obținut în afară de la 5 lua la mie, care a negociat direct cu Surulescu și și-a luat el partea de care n-a știut nimeni. Dar de unde știți că nu a fost moștenită? Nu, nu, păi eu știu când s-a semnat, eu am hârtia, deci prima dată când asta s-a semnat. Asta aveți rătia la un contract n-a fost, nou. N-a fost dinainte, nu, n-a fost dinainte. Nu mă pune în afară să de chestia aia, ce nu știu. Deci în afară de chestia aia, eu n-am văzut niciu, să fi zis, uite, minerii mai primesc în plus sporul de noapte, care spunea, domnule, în loc de 25 le dăm 30. Sau, știu eu, mai primesc și ei
În plus de, de la domnul Tăriceanu, de la prim-ministru Tăriceanu a primit o creștere de 8%, de la Sereș a primit 12%, de la Videanu 11%. Ca să compenseze inflația. Dar și de ce nu compensează, domnule, inflația? Au crescut salariul minim pe economie, ce-o compensat? Fac criză de isterie și spun că fac grevă dacă nu-i crește prețul la cărbune la mintia. Acum e criză. Da, e și normal să crească prețul, pentru că și ei și înainte și... Dar n-am zis că e normal. Datoriile istorice care sunt ale CNH-ului. Dar de ce nu se duc să negocieze, domnule? De ce fac criză de isterie? Sunt din cauză că prețul cărbunelui a fost stabilit de stat și a zis voi cu atâta vindeți. Așa a fost clar, ca să nu crească prețul. Și acum, forțând asta, nu tot statul stabilește condițiile. Băgat, cu chestii de genul ăsta, i-a băgat într-o situație în datorile alea de miliarde de euro de care nu mai scapă. De acolo a pornit toată. Pentru că dacă i-ar fi stabilit un preț rezonabil pentru cărbunele care se scotea. Bun, dar aici vă contraziceți, domnul Vlad. CNH-ul. Deci statul a stabilit un preț la cărbune, da? Da. Și acum vii tu, Jujan, și tu, Nica Petre... Nu și... acum, nu-i vorba de acum. Nu, și spun, vii tu acum pe preț stabilit de stat și spui nu-ți mai dau cărbune dacă nu dai prețul care vreau eu. Păi, da, acum nu mai au ce... El a ajuns la... Asta e parfum, asta e de imagine, crede că impresionează pe cineva. Le-a ajuns cu citul la o, zice, domnule, nu mai putem, dacă nu ne dai mai mult... Domnule, e rezolvată și asta, vă spun în premieră. E rezolvată de săptămâna trecută. Va fi crescut prețul la cărbune, va fi acceptat un preț mai mare și cele patru vor intra în complexul energetic Hunedoara. Și să știți că nu e realizarea lunică. Surprinzător. Ok, deci nu e realizarea lunică, probabil nici a lui Jujan, nici a ministrului, o fi venit Duhul Sfânt să... Nu, este a ministrului și a unei părți sindicale care încă și-au mai păstrat verticalitatea. În frunte cu Zoli Lacatuș Bănescu. Împreună cu... Ah, ok. Bun. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră. Haideți să nu închidem. Hai, acum knock-out tehnic. Încearcă să... Uite, cineva... Uite, acum am mai primit vreo două, trei. Încerc să vă sun. Nu e grosul singur artificial, de cărbune mai mult ca dumneata. Dumneata a zis lider, sunt coleg cu el, Vince Gogoș. Așa, din ce partid face parte din tatăl noastră? Mina Paroșen, Mina pe... Dracu, domnul Cruș, nu știu, e specialist. Hai să vedem. Ia uite ce zice cineva, credem ce zice domnul acesta, dar nu trebuie să țipe. Apropo, cum îl cheamă? Am spus la început, domnul Radu Voina... Asta sună cu întrebarea lui Nica Petre. Cine este Radu Voina? Președinte al Ligii Sindicatelor de Juliului. Vicepreședinte al Ligii Sindicatelor. Vicepreședinte, n-am spus vicepreședinte. M-am avut impresia că a spus președinte. N-am asemenea pretenții. Atunci înseamnă că m-a luat gura pe dinainte. N-am asemenea aspirații. Oricând poate să renunțe Joli și... Eu, dacă vreau o funcție asta de mare, îmi creez propria organizație. Soldat ține în raniță un baston de lider de sindicat. Am condus o organizație de tip federativ, m-am recuit. Da? Da. Deci nu vreți președinte la... Deci Joli poate să doarmă liniștit, că nu-l... Înjunghiați pe la spate. Atâta timp cât respectă drepturile oamenilor pe care îi reprezintă, Zoli va fi tot timpul președinte. Ok, deci va rămâne până la... Atât cât, atât cât este mandatul. Să fie sănătos. Să-i dea Dumnezeu Dar sănătate. Dar eu, părerea mea, așa, uite, o spun și în fața camerelor de luat vederi, părerea mea este că Zoli Lacatuș ar putea să-și vadă de pensie, să-și plimbe nepoții. Da, ar putea, dacă ar fi un tip care să-l intereseze doar de persoana lui, ar putea. Dacă ar fi dovedit până acum că îl interesează și de el, l-aș crede. Eu de mâine vă pot demonstra pe acte că l-a interesat și soarta oamenilor. Voi vedea și dacă voi avea documentele, le voi prezenta și telespectatorilor. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc pentru invitație. La revedere!